O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Vă invităm să audiați un studiu biblic prezentat de pastorul Mihai Sârbu. Ar vrea să privim la produsul finit al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ce câștigăm noi dacă El e viu? S-a întâmplat evenimentul acela. El este eroul, dar ce câștig eu de acolo? El este, dar eu se merită sau nu se merită să cred în El? Să depun application pentru a fi urmașul Lui. Se merită și am văzut că se merită. El, eroul, este esența creștinismului adevărat. El este suportul vieții de fiecare zi. Un mântuitor viu poate să suplinească nevoile mele materiale și spirituale. Și El este certitudinea veșniciei mele în compartimentul cu plus. Cum se poate convinge cineva că eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos cel înviat? Produsul finit al relației mele cu Iisus Hristos cel viu trebuie să fie ceva nou. O relație nouă manifestată într-o poziție nouă. O viață nouă înseamnă o plinătate nouă în fiecare zi. Împăratul Ezechia, după ce s-a rugat lui Dumnezeu, în urma anunțului, puneți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi, primește răspuns. Și după ce primește răspuns, el face o declarație lui Dumnezeu. E relatată această declarație în Isaia, capitolul 38. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, că ți-ai aruncat înapoi a Ta toate păcatele mele. Și acum vine frumusețea. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește. Și cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia Ta, ci cel viu. Da, cel viu te laudă, ca mine astăzi, slăvit să fie numele Lui. Cel ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, cel înviat, se manifestă altfel ca înainte. Cum dovedesc eu? Sau cum văd cei din jurul meu că eu m-am întâlnit cu Iisus cel viu? Că am o relație cu El? Care este aspectul practic, extern, exterior, al învierii mele împreună cu Hristos? Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa, exact ca și El. Și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Cum vine asta? Ce înseamnă să fiu viu pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru? Pot să manifest acest lucru în primul rând printr-o nouă redistribuire a sentimentelor. Petru se întâlnește cu Domnul Iisus cel viu în modul cel mai intim și cel mai adevărat în dimineața aceea la Marea Tiberiadei. După o noapte de nesomn, Petru vine cu barca goală și după ce Domnul Iisus îi spune unde să pescuiască și își umple barca, este invitat în mod deosebit la părtășie cu el după ce au prânzit. Și știți că îl întreabă de trei ori, Petre, mă iubești? Și Petru răspunde de fiecare dată în mod pozitiv. Ca să înțelegem de ce Domnul Iisus îl întreabă de trei ori și îl întreabă nu altceva, ci cum stă cu dragostea, trebuie să înțelegem cine a fost Petru înainte. Petru a fost omul care a avut probleme cu toată lumea. Petru a avut probleme cu Ioan și cu Iacov cu privire la conducerea grupului. Petru a avut probleme cu Domnul Iisus în noaptea din Joia Mare, probleme mari. Petru a avut probleme cu slujnica și cu aprodul din curtea marelui preot. Petru a avut probleme cu Malvu. Petru are probleme cu toată lumea. Știți de ce? Pentru că de fapt Petru avea probleme cu el însuși.
Problema lui Petru nu era oamenii de jur, ci problema lui Petru era el însuși. Și când oamenii au probleme cu ei înșiși, ei de fapt au probleme cu cei din jur. Nu oamenii din jur erau problemele, ci problema era Petru. Pentru că Petru se iubea doar pe el însuși. Petru era un egoist din fire. Petru era bolnav de egoism și de mândrie spirituală. Și toți erau răi, și Domnul Iisus era rău. Numai el era bun. Și Petru încearcă să-i acuze pe toți, să-i condamne pe toți, să le taie urechile dacă se poate și să mintă, să nege în fața la toți adevărul despre el. Ce trist! Acesta era Petru. Petru avea probleme cu el însuși. Și problema cu el însuși se manifesta prin problemele care le crea în viața altora. Și Petru era trist și necăjit. Și noaptea aceea când se duce să spună, mă duc să prind pește, Petru era în noapte și la propriu și la figurat. În mintea lui Petru încă mai cânta cocoșul din Joia Mare. Și are acea întâlnire binecuvântată în dimineața aceea pe malul Mării Tiberiadei. Și de fapt, aceea a fost întâlnirea capitală a lui Petru cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îl întreabă, Petre, mă iubești mai mult decât aceștia? Mă iubești a doua oară? Mă iubești a treia oară? Petre, cu alte cuvinte, ești gata să-ți restructurezi viața? Ești gata să-ți schimbi prioritățile? Ești gata să iei reflectorul de pe tine și să-l pui pe ei, pe mielușei, pe oițe și pe oi? Ești gata dragostea asta bolnăvicioasă cu care te iubești pe tine și vrei neapărat să ți se facă pe voie, indiferent care e prețul, indiferent că dai cu sabia, indiferent că vrei dragostea asta să o reîmparți, să o redistribui, vrei dragostea asta să fie distributivă, să nu mai fie egocentrică. Și Petru acceptă. Și Petru spune de trei ori, da, Doamne, știi că te iubesc. Dă-le lor, Petre. Petre, spui că mi-o iubești pe mine. Dă-le lor această dragoste. Dragostea asta a ta, care trebuie să mi-o dai mie. Se va dovedi că mi-o dai mie, dându-le lor, acelor care au nevoie, tuturor categoriilor din turmă. Celor mici, celor mijlocii și celor maturi, dă-le-o lor, împarte-o cu ei. Unul care s-a întâlnit cu Iisus Hristos cel viu, unul care trăiește înviat în Iisus Hristos, e acel om care își redistribuie dragostea, care ia reflectorul de pe el și luminează pe alții, încălzește pe alții, fericește pe alții, binecuvintează pe alții, îmbogățește pe alții. El dispare ca să se vadă Mântuitorul cel viu, glorie lui. Spunea Ioan Botezătorul înainte ca Domnul Iisus să intre în lucrarea publică, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Spunea marele teolog, apostolul Pavel, fostul Saul din Tars, în Galateni, capitolul 2, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, am înviat, dar eu sunt nimic, nu mai trăiesc eu, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, slăvit să fie numele Lui. Cum pot să arăt eu celor din jurul meu? Sau, întrebarea este mai corectă, cum pot să vadă ei în mine că am înviat împreună cu Hristos? Prin dragostea care vine de sus și trece prin mine, dar nu se oprește în mod egoist la mine, ci se împarte la ei, la cei din jur, la orfani și la văduve, la necăjiți, la singuratici, la toți aceia care au nevoie de un zâmbet, de un cuvânt, de o rugăciune, de o mângâiere, de câteva versete din Psalmul 23 spuse la căpătâiul bolnav, de paharul cu apă. E așa de mare nevoie de mărturie. Suntem chemați să nu ne descalificăm, ci să ne calificăm arătând că am înviat împreună cu Hristos. Al doilea lucru prin care putem să facem asta, sau putem să demonstrăm că am înviat împreună cu Hristos, este o viață nouă, schimbată. Nu este același lucru cu ce am spus înainte. Am să vă duc pe drumul Damascului. Și aș vrea să ne oprim la ceea ce se întâmplă acolo când fanaticul Saul din Tars plecase cu puterniciri speciale să împlinească ordinul de a distruge pe creștini. El nu era oricine. Știți biografia lui.
evreu din evrei, tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Mi-e teamă când citesc aceste lucruri. Mi-e teamă pentru că, urmărind aceste lucruri, trebuie să fii un om de o înaltă ținută religioasă. Zeciuială din toate, cel puțin de două ori pe săptămână, post și respect pentru cele mai elementare lucruri. Și omul acesta are curajul să spună, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană, adică o religie de nota 10, niciun cusur nu-i se putea vedea la Saul din Tars. Ascensiunea lui a fost așa de rapidă, de tânăr, terminase masterul sau doctoratul la picioarele lui Gamaliel, era teolog de marcă, era ambițios să parvină, făcea parte, se pare, din parlamentul religios al evreilor. Atunci când a fost vorba de martirajul lui Ștefan, el era cel care conducea plutonul de execuție. Și aceasta l-a marcat profund. Și a venit rândul lui, când pe drumul Damascului a trebuit să se oprească, a trebuit să îngenuncheze, a trebuit să strige, cine ești tu, Doamne? Și a trebuit să aducă răspunsul clar, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Și prima întrebare este, ce să fac, Doamne? Și când Dumnezeu prin Duhul trimite pe Anania să ia legătura cu Saul din Tars, pocăitul ăsta din Damasc se sperie. Doamne, la ăsta mă trimiți? Dar tu nu știi cine-i? Tu nu știi că suflă amenințare și vrea să omoare pe urmașii tăi? Doamne, la el mă trimiți? Și știți ce spune Duhul? Du-te, un vas pe care l-am ales. Acum el se roagă. Până ieri umbla cu cătușile în geant. Până ieri a fost fanatic, prigonitor al bisericii. Acum este un vas pe care l-am ales. Du-te, du-te acolo. Acum el se roagă. Ce schimbare dramatică a vieții, ce răsturnare de situație. Și de atunci și până cât a trăit, până la martirajul de la Roma, Saul din Tars, marele apostol Pavel, și-a confundat viața cu a stăpânului său. Dacă se laudă cu ceva, acum nu se mai laudă cu teologia lui, nu se mai laudă cu râvna lui, nu se mai laudă cu originea lui, nu se mai laudă cu apartenența la o partidă oarecare. Dacă mă laud cu ceva, spune apostolul Pavel, mă laud cu slăbiciunile mele. Harul lui mi este de ajuns. Bătut și când face dare de seamă, spune acolo, împroșcat cu pietre, amenințat, lăsat mort, împrimejdi pe râuri, împrimejdi pe mare, împrimejdi din cauza fraților mincinoși, împrimejdi acasă, împrimejdi la biserică și își face dare de seamă. Pentru că ajunsese să fie denigrat de celor cărora le-a predicat. Și avea să le demonstreze cu toată smerenia că nu îi oare cine. Că în slăbiciuni, trântit, dar nu doborât, la pământ, dar nu omorât. Nu el, ci harul lui Dumnezeu este acela care lucrează. Oamenii vor să vadă noi calitate. Produsul final al creștinismului este roada Duhului. Și oamenii vor să vadă noi pe Iisus. Vor să ne vadă în viață împreună cu Hristos. Vor să vadă schimbare. Vor să vadă viață nouă. Dincolo de religie vor să vadă credință. Dincolo de forme și ceremonii vor să vadă puterea Duhului Sfânt. Dincolo de ură vor să vadă iertare. Dincolo de moarte vor să vadă viață. Dincolo de întuneric vor să vadă lumină. Și el este cel mai tipic exemplu a ceea ce poate să facă Iisus Hristos cel viu. Să transforme, să schimbe și să biruiască. A murit moarte de martir. Și a trebuit să plătească pentru simplul motiv că l-a acceptat prin credință pe Iisus cel viu și a acceptat să fie vasul care să fie trimis la neamuri. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, dar nu oricum, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, ci cel viu, da, cel viu te laudă. Ca mine, spune Ezechia, ca mine astăzi. Putem să spunem și noi, ca mine astăzi, Doamne, fie-ți milă de noi. Putem să avem sărbători cum n-am avut niciodată. Putem să avem coruri și orchestre care vor cânta mai frumos ca îngerii. Putem să avem predicatori mai grozavi decât Saul din Tars, apostolul Pavel. Ceea ce îl interesează pe Dumnezeu și ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce vor oamenii din stradă să vadă în mine și noi este calitatea aceea de creștin născut din nou, înviat împreună cu Iisus Hristos. Și apoi, cel de-al treilea lucru care ne-ar putea califica drept înviat împreună cu Hristos este spiritul de jertfă pe care Dumnezeu ne-l cere. Știți întâmplarea cu
samariteanul milostiv. Ce n-a făcut preotul și levitul, a făcut acest samaritean care era în călătorie. L-a luat pe cel căzut între tâlhari, i-a șters rănile, a pus peste ele un de lemn și vin. Nu s-a deranjat să-l pună pe măgarul lui și să-l ducă la han. Și acolo a plătit, acolo a scos din buzunar. S-a cheltuit pe sine, a cheltuit din timpul lui, din sănătatea lui și apoi a cheltuit din banii lui. Și face o înțelegere cu hangiu. Eu trebuie să plec, dar el mai rămâne. Dacă mai cheltuiești ceva cu el, fă notă de plată și când mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Viața creștină înseamnă jertfă. Un creștin trebuie să dea, să dea din el. Oamenii vor vedea că am înviat împreună cu Hristos. Dacă facem lucrări pe care nimeni nu le mai face, pocăiții trebuie să facă lucruri pe care nu le fac alții. Lucruri ieșite din comun, lucruri care înseamnă cheltuială. O mână de oameni, 11 oameni, au acceptat pentru ei provocarea lăsată de Domnul Iisus la înălțare ca să meargă. Să meargă în lumea aceea ce rea, în lumea aceea ostilă, în lumea aceea care avea să-i martirizeze și să aducă mesajul lui Iisus Hristos. În primul veac, deja întreg Imperiul Roman știa de mântuirea adusă prin Domnul Iisus Hristos. Pentru prima dată în Antiohia li s-a dat numele de creștini urmașilor lui Hristos. Nu pentru predicile savante, nu pentru lucrările extraordinare, ci pentru viața calitativ superioară pe care aceștia o trăiau, net diferită de cea al neamurilor în care erau împrăștiați. Priviți la martirii celor 10 valuri de prigoană, măturați de pe pământ. Scriitorul epistolei către evrei lasă un tablou, eu doar un tablou cu cuvinte puține a ceea ce s-a întâmplat și a mărturiei lor. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbii, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Și dacă n-au primit, se mai merită? Se mai merită să porți numele, dar nu-i destul să porți numele. Se mai merită să treci prin toate aceste lucruri despre care am citit? N-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Ca să n-ajungă și ei la desăvârșire fără noi, ei de care lumea nu era vrednică. A fi sfânt și a fi socotit mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu înseamnă să plătești, să trăiești sacrificiul pe care ți-l cere Domnul Iisus. Nu, noi nu sacrificăm pentru ca să ne plătim plata păcatului. E un unic preț și prețul acesta s-a dat în săptămâna mare prin moartea pe crucea Domnului Iisus. Plata păcatului este moartea și moartea Domnului Iisus a fost plata pentru toate păcatele. Dar viața creștină, lucrarea lui Dumnezeu se face cu cheltuială, cheltuială de energie, cu cheltuială de libertate, cu cheltuială de bani, cu cheltuială de timp. Și biserica este chemată să ducă mesajul, să se știe astăzi prin biserică, spune apostolul Pavel într-una din epistolele sale. Biserica este purtătoarea de cuvânt al lui Dumnezeu. Este standardul înălțat de Dumnezeu pe crucea de la Golgota și de acolo se pornește coloana celor mântuiți. Capul este în cer. Urmașii sunt pe pământ unii, alții în cer. Și așteptăm ziua când ne vom întâlni iarăși într-una biserică slăvită, cei din cer și de cei de pe pământ, glorie lui Dumnezeu. Produsul final, îngăduiți-mi să repet, al învierii Domnului Iisus Hristos trebuie să fie calitatea unei vieți trăite în mod exemplar. Ce faci tu? Ce facem noi? Cum simțim noi? Care este modul nostru de manifestare? Matei a murit ucis cu sabia în Etiopia. Marcu a fost târât pe străzi în Alexandria până a murit. Doctorul Luca
a fost spânzurat de un măslin în Grecia. Ioan a fost pus într-o căldare cu ulei fierbinte, dar a scăpat, n-a murit, uleiul nu l-a distrus și a fost trimis la muncă silnică în insula Patmos. Petru moare răstignit la Roma cu capul în jos. Iacov este decapitat la Ierusalim. Iacov cel mic este aruncat dintr-un foișor al templului și pentru că n-a murit, a fost bătut până când și-a dat duhul. Filip a fost spânzurat de un stâlp în Frigia. Bartolomeu a fost jupuit de viu. Andrei a fost răstignit pe o cruce și a predicat ucigașilor săi până a închis ochii. Toma este străpuns cu lancia în Coromandel, în India. Iuda, Tadeu, este omorât cu săgeți. Matia a fost împroșcat cu pietre, apoi s-a tăiat capul. Barnaba a fost și el împroșcat cu pietre de către evrei din Salonic. Pavel, decapitat din ordinul lui Nero la Roma. Nor de martori stau de veche, mărturii născute în chin. Unii au mers înaintea noastră, alții în urma noastră vin. Propovăduiau în taină sau pe metereze sus, că din cer dumnezeirea s-a întrupat în Iisus. Pavel, o apostol Pavel, e icoană neîntrecută. Viața lui nimic nu-ți spune, moartea e mărturie mută și fiecare din ei. Am înviat împreună cu Hristos, dar asta trebuie să se vadă și trebuie să fim părtași la sacrificiul pe care ni-l pretinde. Într-un anume fel, lucrarea lui Dumnezeu, ea se face cu oameni, ea se face cu bani, ea se face cu timp, ea se face cu sănătate, ea se face cu libertate. Iată ce mă frământă pe mine. Mesajul acesta este izvorât dintr-o inimă care a fost zguduită și cercetată de Dumnezeu. Mă îngrozesc să nu predic altora și eu să fiu acuzat de propriile mele predici. Și mă îngrozesc la gândul că mesajele acestea într-o zi vor fi martori, fie ai apărării, fie ai acuzării. Frații mei, surorile mele, tineri scumpi, copii, îngăduiți. Aș vrea să se schimbe ceva, aș vrea ca Dumnezeu să schimbe. Ceea ce vrea Dumnezeu este un standard nou, este o ștachetă ridicată mai sus. Ceea ce vrea Dumnezeu este să mărturisim că am înviat împreună cu Hristos. Să renunțăm la egoismul nostru și să împărțim dragostea cu cei ce au nevoie de ea. Să trăim un nivel calitativ al vieții, în așa fel ca Domnul Iisus Hristos, El singurul care merită să primească toată slava și gloria. Să fim gata pentru zilele care vor urma. Ne așteaptă zile în care ni se cere jertfă. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, dacă, să nu mai trăiți după poftele firii pământești. Doamne, ajută-mă și ajută-ne! Ați urmărit o predică de pastorul Mihai Sârbu. Așteptăm și data viitoare cu un nou mesaj inspirat din Cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, toate cele bune și audiție plăcută în continuare la Radio Vocea Evangheliei.